Salutare tuturor, eu mă numesc Vasile, iar astăzi revin cu un nou videoclip. În acest videoclip de astăzi vreau să înlocuiesc acest vas de expansiune al mașinii mele, un Audi A4 B7. După cum puteți observa și dumneavoastră, acest vas de expansiune al mașinii este foarte murdar pe interior. Nu se poate observa absolut deloc nivelul antigelului. Țin să menționez că a fost înlocuit tot antigelul mașinii, iar el este foarte curat și a rămas decât să înlocuiesc acest vas cu unul nou. Acesta este vasul nou. Este de la Febi. Puteți observa diferența substanțială între cele două vase de expansiune. Pentru a face această procedură de înlocuire a acestui vas de expansiune, avem nevoie de un patent, o șurubelniță în cruce și o șurubelniță plată. Recomand această procedură de înlocuire a vasului de expansiune, în primul rând pentru utilitatea pe care o oferă acest vas nou, fiindcă nu mai este necesar să desfaceți acest capac pentru a vedea nivelul antigelului, în al doilea rând pentru aspectul nou și mai plăcut pe care îl oferă acest vas de expansiune. În al treilea rând, fiindcă are un preț destul de mic, zic eu, acest vas de la Febi m-a costat 73 de lei și poate fi înlocuit acasă, fără prea multe unelte, după cum puteți observa și dumneavoastră, un patent, o șurubelniță în cruce și o șurubelniță plată. După cum ați putut observa și dumneavoastră, am scos acest vas de expansiune foarte ușor. În primul rând am desfăcut acest șurub cu o șurubelniță în cruce, apoi am ridicat un pic bazinul pentru a-l scoate din aceste două cleme. Pasul următor a fost scoaterea prizei electrice. Apoi am scos furtunul mic și, bineînțeles, furtunul mare. Acum vom începe procedura de montare a noului vas de expansiune. În primul rând îndepărtăm acest capac de la priză și vom monta priza pe el. Uitați? Acum vom încerca să introducem aceste două suporturi în clemele acestea două. Tonight.
Pentru a finaliza această etapă de înlocuire a vasului de expansiune, bineînțeles, voi folosi antigel nou pentru vasul de expansiune și nu voi opta pentru punerea antigelului din bazinul vechi. Pentru acest lucru am cumpărat un antigel G12, după cum este menționat și pe vasul de expansiune, și o apă demineralizată. Procentul este de 1 litru de apă demineralizată și 1 litru de antigel G12. Acum amestecăm foarte bine. Și vom pune în vasul de expansiune. Bineînțeles, acum vom putea observa până unde vom pune antigelul. În acest vas de expansiune a încăput mai bine de 1 litru, în jur de 1 litru jumate. Aceasta este diferența între cele două vase de expansiune. După cum puteți observa și dumneavoastră, diferența este una considerabilă. Puteți observa și în interior depunerile puse pe acest vas de expansiune, foarte murdar. Am optat pentru înlocuirea acestuia fiindcă nu mai puteam să observ absolut deloc nivelul antigelului. Cam asta este diferența.
Acesta a fost și videoclipul de astăzi, în care eu am înlocuit vasul de expansiune la mașina mea, un Audi A4 B7. După cum ați putut observa și dumneavoastră, a fost o operațiune ușoară, ce o poate face oricine acasă. Dacă vă place ceea ce fac eu, puteți să dați un like și să distribuiți prietenilor voștri, iar până data viitoare, dacă vreți să fiți la curent cu ceea ce postez eu, puteți să vă abonați la canalul meu. Vă mulțumesc și vă urez o zi bună!